Panică pe strada Mihai Viteazu din Piatra Neamț. Zeci de pompieri, patru autospeciale cu apă și spumă, trafic rutier întrerupt, după ce un incendiu de proporții a cuprins stația de alimentare cu benzină și motorină de la ieșirea din municipiul Piatra Neamț spre Roman. Scenariul a făcut parte din acțiunea de pregătire a pompierilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Astăzi, detașamentul de pompieri Piatra Neamț a desfășurat un exercițiu cu tema activitatea în cazul producerii unui incendiu la o stație de distribuție carburanți auto. Conform scenariului s-a produs un incendiu, a fost anunțat dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. La locul intervenției s-au deplasat 20 de militari cu autospeciale de descarcerare, o ambulanță SMUR și 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă. În scenariu, una dintre persoanele din obiectiv a căzut victimă, a fost salvată de pompieri care au folosit costumele izolante, apoi a apărut pericolul unei explozii și a fost refulată apă prin tunul autospecialei.